Bună seara și bine v-am regăsit! Înainte să începem emisiunea din această seară, am o curiozitate. Spuneți-mi sincer, ne urmăriți singuri sau poate în compania unui prieten blănos? Pentru că dacă răspunsul este da, tare ne-ar face mare plăcere să împărtășiți asta cu noi acolo în chat, că vrem și noi să știm cine stă acolo cu ochii și poate chiar cu urechile ațintite spre noi. Pentru că dacă nu știați, în 4 octombrie este Ziua Mondială a Animalelor. Și emisiunea din această seară trebuie să recunoaștem că li se adresează, poate că nu în mod direct, dar dacă stați alături de noi, veți descoperi cum vă puteți răsfăța animalul de companie. Avem pregătite pentru voi sfaturi, recomandări și produse. Produse care în această seară vin de la un brand întregit și anume Dine Bestes, care este alături de noi să vă ofere, dar și de invitatul meu care are foarte multe sfaturi pentru voi, aș putea spune o porție generoasă de sfaturi și informații utile pentru ca animalul vostru de companie să se simtă răsfățat, apreciat și, cel mai important, sănătos, indiferent de sezon sau de moment. Așa că, mai mult de atât, vreau să vă spun și faptul că, pe lângă toate aceste informații, veți avea parte și de o surpriză. În această seară nu lipsește nici cadoul. Vă spuneam mai devreme că tot urmează să fie Ziua Mondială a Animalelor, așa că am pregătit pentru voi 5 seturi cadou cu produse surpriză de la acest brand, produse pe care le veți vedea prezentate în curând și în emisiune, despre care veți putea descoperi mai multe informații. Și mai mult de atât, știți, dacă ne urmăriți deja, că tot ceea ce trebuie să faceți este să vă aprindeți notificările și să stați cu ochii pe adresele de e-mail în zilele ce urmează, să descoperiți dacă unul dintre aceste cadouri a ajuns în inboxul vostru și mai târziu în farfuria animalului de companie. Și pentru că avem un subiect special, o ediție, cred eu că în premieră în această seară, avem și un invitat special. Avem alături de noi un medic de familie pentru animale. Ei bine, chiar așa și este. Pentru că, până la urmă, și animalele fac parte din familie, nu-i așa? Pe lângă că este un medic pasionat și dedicat, este și coordonatorul proiectului Puricel Vet și, pe lângă toate informațiile pe care le împărtășește, are și o activitate apreciată în mediul online pe care cred că ar trebui să o urmăriți cu toții cei care aveți un animal de companie. Haideți să-i urăm bun venit domnului dr. Alexandru Neacșu, care este în această seară alături de mine. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați venit de departe pentru un subiect important și n-aș vrea să începem discuția din această seară fără să-mi spuneți dacă aveți un animal de companie sau chiar mai multe și dacă da, aș vrea să le cunoaștem și noi, pentru că sunt convinsă că cei care ne urmăresc deja au împărtășit cu noi. Am mai multe animale de companie, defect profesional, am 5 pisici, din păcate timpul nu-mi permite să-mi iau căței și am ajuns la pisici. Sunt mai generos cu pisicile. Și aș vrea să vă întreb, cum vă simțiți când ajungeți acasă? Foarte bine. Deși sunt obosit, pisica te liniștește, animalul în general te liniștește, te face să uiți pe o perioadă scurtă de timp, cel puțin de grijile din ziua respectivă, și te face să te calmezi foarte mult. Este o terapie, aș putea spune. Da, este deja recunoscută ca o terapie, adică nu că spunem noi. Sunt convinsă că cei care dețin un animal simt sau resimt toate aceste efecte benefice pe care ei, poate inconștient sau involuntar, le au asupra noastră. Și aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns să combinați pasiunea pentru medicina veterinară cu activitatea pe care o aveți în mediul online, despre care spuneam mai devreme și care este recunoscută, apreciată și primită cu foarte multă deschidere de toți cei care au animale de companie, atât căței cât și pisici? A trebuit să venim cu un pic mai mult decât sfaturile pe care le acordăm în cabinetul veterinar și atunci am decis să mergem și în mediul online pentru a avea o deschidere mult mai mare către proprietarii de animale care de multe ori nu ajung la cabinetul veterinar sau chiar dacă ajung, au un timp limitat. Și atunci noțiunile de bază le putem da foarte ușor pe mediile de socializare, lumea asta acasă în pat și ascultă ce trebuie să facă cu animalul sau cum trebuie să-l crească, diverse sfaturi, poate să ne pună întrebări și de multe ori îi scapă de un drum la medicul veterinar sau poate nu au timp la medicul veterinar să ia toate sfaturile necesare. Și atunci am considerat că e cea mai bună variantă și aparent multă lume este fericită din punctul ăsta de vedere. E un fel de consultație gratuită, aș putea eu spune, și utilă, poate chiar și ușor de asimilat, de procesat și chiar de integrat în viața de zi cu zi de familie, pentru că spuneam că animalele de companie fac parte din familie. În viața profesională,
în cabinet, oferiți și consultații și aș vrea să știu care sunt cele mai frecvente probleme sau întrebări cu care vin stăpânii de animale la dumneavoastră. De cele mai multe ori problemele se rezumă la probleme dermatologice, probleme gastrointestinale. Am mâncat un corp străin, am mâncat o jucărie, am mâncat ce nu trebuie și a apărut o dermatită. De parazitări, vaccinări, bun, sunt și cazuri mai speciale în care animalul are diabet sau are cancer, Doamne ferește, adică sunt și cazuri nefericite, dar cel mai des întâlnite sunt problemele dermatologice și gastrointestinale. Și e foarte bine că vin și apelează la un sfat specializat și... Sperăm să apeleze tot timpul la un medic veterinar, nu neapărat la noi, dar este foarte important să nu tratăm animalul de capul nostru, să mergem la medicul veterinar unde vom lua tot timpul cel mai bun sfat. De acolo vom lua cel mai bun sfat și cu siguranță cel mai bun tratament pentru animalul nostru. Și pentru problema pe care, o are, da. O are. Mai mult de atât... Animalele noastre, să spunem că din când în când mai au și aceste probleme. Nu este de dorit, dar se întâmplă. Însă, aș putea spune că e neapărat o problemă, dar un lucru care se întâmplă zilnic sau frecvent în orice casă este acela al răsfățului. Și știu cât de greu ne este nouă, celor care avem animale, să spunem nu. Cât de des și cum ne răsfățăm animalele încât să păstrăm acea, un echilibru sănătos, aș putea spune. Să nu le compromitem sănătatea. De multe ori, din păcate, animalul este comparat cu un copil sau cu un membru al familiei și de multe ori răsfățul se duce la cote maxime, animalul și-o ia în cap sau, în cazuri nefericite, pot avea chiar și probleme de sănătate dacă exagerăm foarte mult cu răsfățul, să spun așa, cu recompense sau cu alimente nesănătoase. Dar... este bine să răsfățăm animalul, e bine să știe când a făcut ceva bun, să-i oferim o recompensă, să îl ajutăm să aibă o activitate nu numai fizică, cât și psihică. Pentru a îl ține tot timpul cu un real interes. Deci îl recompensăm să conștientizeze lucrurile bune pe care le face, da. Nu de fiecare dată când cere. Nu de fiecare dată când cere, dacă cere, el va cere în continuu, pentru că este ca un copil mic. E normal să ceară, e de datoria noastră să spunem stop la un moment dat. Dar este bine să stăm cât mai mult, să petrecem cât mai mult timp cu animalul nostru, pentru că de multe ori el asta își dorește. Mai ales că ței își doresc foarte mult să fie în preajma proprietarului și sunt fericiți când sunt în preajma proprietarului. Deci se aplică la recompensele sănătoase, le-aș putea încadra. Da. Și pentru noi. Și pentru noi și pentru ei, recompensa sănătoasă este timpul petrecut împreună. Clar, da. Cum putem recunoaște, de exemplu, când un animal are nevoie mai mult decât, nu știu, îngrijirea zilnică pe care i-o oferim lui? Că sunt anumite semne că are nevoie de o atenție specială. Pe lângă ce oferim, nu știu, hrana, recompensele, timpul petrecut împreună. În momentul în care animalul are o problemă, de cele mai multe ori, primele semne care apar sunt faptul că nu mai mănâncă, nu te mai întâmpină când vii acasă. Nu este bucuros. Da, nu se mai bucură și iese din rutina zilnică. În principiu, fiecare proprietar își cunoaște animalul, știe ce rutină zilnică are. Și dacă ți iese din rutina zilnică, nu te mai întâmpină când vii acasă, nu mai vine la mâncare, la apă, nu mai vrea să se joace, atunci alea sunt primele semne că e ceva în neregulă și trebuie să... mergem cu animalul la un medic veterinar pentru a vedea dacă este o problemă. Deci să fim atenți la aceste lucruri, chiar dacă ajungem poate târziu acasă, obosiți după o zi încărcată, să nu sărim peste aceste mici lucruri esențiale, da. Și poate chiar nici peste timpul petrecut cu ele, pentru că chiar aș vrea să vă întreb cât de esențial sau dacă este esențial să includem animalele de companie în rutina și activitățile noastre zilnice. Ce beneficii aduce acest lucru? Poate de ambele părți. Gândiți-vă că pentru noi, de exemplu pisicile, pentru noi sunt o parte din viață, în schimb noi pentru ele suntem toată viața lor. Noi venim de la muncă, ele au stat toată ziua singure, vor să se joace, au energie... Ok, noi venim obosiți, dar ei sunt foarte liniștiți. Ei și-au păstrat toată energia pentru noi. Ca un copil mic. E acasă și are nevoie de energie multă și de iubire, de atenție. Atenție, exact. Da, da. Și atunci trebuie să interacționăm destul de bine și de mult cu ei, pe cât posibil.
pentru a fi sănătoși psihic, în primul rând. Pentru că dacă se plictisesc, pot apărea comportamente nedorite. Să roadă canapeaua, să se urce pe perdeaua de la geamuri și așa mai departe. Pentru că vor să atragă atenția cumva. Că ceva este în neregulă. Nu că vor suficient. Atenție. Nu, da. Că vor atenție. Și poate că ne ajută și pe noi să ne deconectăm puțin și să intrăm în jocul acesta al lor. Cu să... siguranță. Ne deconectăm și noi, să ne luăm și noi mai multă energie. Să ne luăm energia, în primul rând, și să uităm de grijile din ziua respectivă. Pe cât posibil, într-adevăr, dar ne ajută. Ne ajută foarte mult. Este o terapie. Terapia cu animale, cu câini, cu pisici, este deja inclusă și la copii cu handicap, pentru că au demonstrat că ajută extraordinar de mult în dezvoltarea creierului și... În cazul în care avem un copil mic acasă, este chiar indicat să-i luăm un animal, deși mulți se feresc pentru că are păr. De multe ori medicul uman recomandă să iei un animal copilului tău pentru că îl dezvoltă foarte bine. E doar la nivel de responsabilitate sau și la faptul că e un schimb reciproc de energie, de atenție? Își consumă energia reciproc. Este clar că sunt și beneficii medicale, sunt și beneficii mentale, să spun așa. Nu știu dacă încadrăm bine, adică și psihic se va dezvolta bine și da, și copilul va avea o responsabilitate, va ști cum să interacționeze cu animalul pe viitor. Nu va mai vrea să se ducă la pisică să o tragă de coadă. Pentru că știe, are acasă și știe că nu e ok să faci chestia asta. Știe, cu respect, cu blândețe. Exact. Știe să-i respecte limitele, da, și zona de confort, să spun așa, și animalului. Gândindu-mă la zona asta de confort și o comparație așa foarte scurtă, înainte să vedem ce preferințe au urmăritorii noștri și să intrăm în prezentarea produselor, aș fi curioasă, sunt câinii mai permisivi decât pisicile? În spațiul așa lor, mai ales în situațiile cu copii. În principiu, da. În principiu, da. Sunt mai prietenoși. Mai prieteni. Și mai atașați față de proprietari. Într-adevăr, depinde și de fiecare rasă în parte de câini. Dacă vorbim de un labrador, va fi mai prietenos cu copiii. Sunt șanse mult mai mari. Dacă vorbim de un bișon, s-ar putea să nu fie atât de prietenos cu copiii. Dar în momentul în care ai un copil și vrei un câine, e bine să te interesezi care e cea mai potrivită rasă, în primul rând. Deci nu luăm copiilor, cred că e un sfat foarte bun pentru cei care ne urmăresc înainte de a merge mai departe, nu luăm copiilor un animal doar pentru că vrem să-i responsabilizăm. Trebuie să fim și noi atenți puțin la... Și să știm ce urmează. Să știm ce urmează. Pentru toți copiii zic că o să aibă grijă de cățel și... Ce se întâmplă într-un final? Care sunt poveștile din cabinet pe care... Păi tot părinții ajung să aibă grijă de animal, chiar dacă vorbim de câine, de pisică... Plus că există costuri, din păcate, destul de ridicate în momentul în care vorbim despre un animal și nu e ca o păpușă, nu poți să o dai înapoi, nu poți să o pui în vitrine și să o lași acolo, trebuie să te ocupi de aia, trebuie să scoți câinile afară de câteva ori pe zi, trebuie să bași pisica în seamă, să te joci cu ea, să o duci la medicul veterinar când e cazul, să o vaccinezi, să o deparazitezi. Sunt o grămadă de lucruri de făcut și de urmărit la o pisică și nu e ok să o dai înapoi. Da? Și încearcă fiecare animal, se atașează cum ne atașăm și noi de alți oameni sau de alte animale și animalele se atașează de noi și este un stres destul de mare și pentru ele dacă renunțăm la ele, le luăm, le ținem o săptămână, două, trei și după aia nu ne mai place, le dăm înapoi. Nu e ok. Deci este o responsabilitate. Și trebuie să ne gândim de 10 ori înainte să ne luăm un animal. Vă mulțumesc că dar, scuză-mă un pic, bucuria pe care ne-o aduce la final... compensează, adică merită tot stresul, să spun așa, între ghilimele. Deci ne luăm și noi timp să trecem prin toate aceste etape și acest proces și să privim lucrurile cu responsabilizare. Iar legată de costuri, am o veste foarte bună pentru cei care ne urmăresc în această seară, pentru că, dragilor, și în această seară avem pentru voi, în aplicația Demul meu, 4 cupoane exclusive, care vă asigură 50% reducere după cum urmează. Aveți 50% reducere la hrana uscată, 50% reducere la hrana umedă, 50% reducere la produsul preferat la alegere pentru câini și 50% reducere la produsul preferat la alegere pentru pisici. Evident, toate vă
variantele pe care noi le avem în această seară și ce produse avem pregătite pentru voi, le veți descoperi în curând. Nu uitați că puteți să folosiți cupoanele atât în magazinele fizice de EM și în orice, și în magazinul online, dar înainte să le utilizați, vă reamintesc că trebuie să le activați din aplicație. Și pentru că vorbim de exclusivități și noutăți, stați cu ochii și urechile ciulite, aș putea spune, spre noi, pentru că în această seară vreau să vă anunț ceva foarte important. De acum ne găsiți și pe WhatsApp, acolo unde avem un canal special pentru comunitatea noastră, unde venim cu noutăți, surprize, meme-uri, inspirație și foarte multe informații pe care voi le puteți accesa și primi chiar în avans dacă vă alăturați comunității. O să rog pe colegii mei să vă lase toți pașii necesari pentru a vă înscrie și în grupul de WhatsApp, acolo în chat. Și dacă vă doriți să fiți alături de noi, tare ne-am bucurat pentru că aveți acolo foarte multe lucruri pregătite în exclusivitate. Acestea fiind spuse, vreau să mergem mai departe, să discutăm despre produsele pe care le-am pregătit, dar și multe sfaturi pe care știu că le aveți pentru noi. Însă, nu înainte de a informa și pe cei care ne urmăresc și pe Instagram și pe TikTok. Dragilor, vă mulțumim că sunteți acolo alături de noi, dar dacă doriți să vedeți ce v-am pregătit în continuare, să descoperiți produsele din această seară, vă invităm alături de noi în aplicația DM-ul meu, pentru că ne vom muta exclusiv acolo în curând. Sunteți pregătiți să intrăm în detalii? Da. Fără preferințe și fără subiectivitate, am aflat acum în premieră că aveți 5 pisici, dar când am pregătit materialul din această seară, am început cu produsele pentru căței. Sunt parte din viața noastră, până la urmă trebuie să... Mă gândesc că nu este nicio problemă. Nici fel de problemă. Și vorbind de recompense, de răsfăți, primul produs din această seară este un snack cu vită, șuncă, pui pentru câini. Evident, de la brandul Dine Bestest. Toate produsele din această seară sunt de la acest brand. El este dedicat pentru viața adultă. Are o textură clasică, nu are adaugi de conservanți, cereale, zahăr sau chiar coloranți. Vine într-un ambalaj multipack și este o cremă gustoasă în 3 arome diferite. Poate fi folosită ca și gustare, ca și recompensă sau chiar între mese. Și acum, aș vrea să știu de la dumneavoastră. Cât de important este să adaptăm alimentația și răsfățul în funcție de animalul de companie pe care îl avem? Le oferim tuturor câinilor același tip de răsfăț, aceeași cantitate? Trebuie să le oferim în funcție de necesitățile fiecăruia. Dacă avem un câine bolnav, vorbim întâi cu medicul veterinar dacă are voie să primească, ce anume are voie să primească și cât are voie să primească. Dacă vorbim de un animal sănătos, putem să-i oferim, într-adevăr, dacă vorbim de un cățel mic, este ideal să primească o recompensă mai moale pe care să poată să o roadă, mai ales în perioada în care schimbă dinții. Dacă vorbim de un câine adult, putem să-i oferim și recompensă mai moale și recompensă mai tare. Important este să nu exagerăm, să nu facem exces. Acolo este cheia succesului. Deci să nu ne lăsăm influențați de micile rugăminți, aș putea spune. Da, cum spuneam și mai devreme, ideal este să nu exagerăm cu recompensele, să-i dăm în momentul în care face ceva bun, să știe că dacă face un lucru bun, va primi o recompensă. Și că este apreciat. Și că este apreciat. Discutam mai devreme despre cum ne raportăm și cum identificăm câte recompense să folosim, să le oferim câinilor noștri și aș vrea să știu cum identificăm sau care sunt semnalmentele unui câine sănătos, ca să știm când să mergem la medicul veterinar, pentru că poate chiar considerăm că avem un câine sănătos și acționăm în mod normal, deși poate îi putem face mai mult rău. În primul rând, la medicul veterinar trebuie să ajungem constant. E bine să avem o relație destul de apropiată cu medicul veterinar, cum ar trebui să avem și cu medicul uman. Oricum mergem pentru deparazitări frecvente, vaccinări, control de rutină și așa mai departe, dar în principiu, ca reguli generale, un animal sănătos va fi tot timpul un animal fericit, va fi un animal care va fi dornic să interacționeze cu tine, să se joace cu tine sau cu alte animale, va avea tot timpul poftă de mâncare, poftă de viață, să spunem așa. Deci atunci când nu mai remarcăm aceste lucruri, ar trebui să ne punem primele semne de întrebare. Dacă stă ascuns, dacă nu vrea să iasă când îl chemi, când vrei să-i dai o recompensă, când vrei să-i dai de mâncare, când vrei să te joci cu el, înainte poate venea, acum nu mai vrea să vină, atunci avem
o problemă și trebuie să-l urmărim și eventual să ajungem la medicul veterinar. Deci nu-i neapărat doar de dispoziție. Aceste recompense, aș putea eu să le spun, nu conțin conservanți, coloranți sau zahăr. Și aș vrea să știu cât de important este acest lucru în alimentația unui câine față de alte produse sau recompense pe care, nu știu, le oferim noi din bucătăria noastră. Este foarte important că să nu aibă coloranți, conservanți, zahăr și așa mai departe. Nu înțeleg de ce am pune coloranți într-o mâncare pentru câini. Câinele să arate mai savuros? Ajută? N-aș crede. Dacă miroase bine și dacă este cu cât mai natural este produsul, cu atât cred că va fi mai interesant pentru câine. Putem folosi și produse din bucătăria noastră, dar trebuie să avem grijă să le spălăm mai bine, să nu fie stropite cu pesticide, să nu aibă foarte multe îngrășăminte, să nu exagerăm, pentru că putem face rău. Sunt alimente din viața de zi cu zi care pentru noi sunt delicioase, pentru câini sau pentru pisici sunt o travă. Cum ar fi strugurii, ciocolata. Poate pot părea delicioase inițial, dar... Da. Îți otrăvești cățelul. Dacă îi dai, de exemplu, ciocolată sau struguri, îl otrăvești. Adică, deși câinele pare, dacă e un labrador, să mânce cu bucurie absolut tot ce îi dai, s-ar putea să-i faci mai mult rău. Și atunci recomandarea în general este să mergem pe produse de uz veterinar. Sau pe sfatul medicului veterinar, dacă s-a recomandat altceva. Specializate. Exact. Acest produs are o textură foarte ușoară, poate fi administrat, recomandat pentru gustări, între mese, chiar așa cum spuneați mai devreme, ca o recompensă. Și sunt curioasă, este potrivit chiar și pentru câinii adulți sau doar, nu știu, în ce cantități? Pentru că pliculețele sunt destul de micuțe, prin multipec, cât de mult facem diferența? Sau nu toți câinii ar trebui să primească astfel de recompense? Păi, în primul rând, trebuie să facem o diferență. Recompensa nu trebuie să înlocuiască o masă standard, să spun așa. Mulți fac greșeala asta, încep să dea din ce în ce mai multe recompense și după aia animalele au probleme. Trebuie să vină ca o recompensă, ca un premiu pentru animal atunci când, cum spuneam, atunci când face ceva bine, când face ceva interesant, când vrem să-l dresăm. Dar să nu înlocuiască masa. Poate fi folosit și la câini mai mici și la câini adulți, fără niciun fel de problemă, atât timp cât animalul este sănătos și nu ai o contraindicație de la medicul veterinar, poți să folosești fără niciun fel de problemă. Deci doar să fim atenți atunci când îl utilizăm și cât de des îl oferim. Da, în principiu pe fiecare ambalaj scrie câte recompense se recomandă pe zi în funcție de greutatea animalului. Dacă vorbim de un labrador sau un ciobănesc mioritic care poate să ajungă la 80 de kg, nu o să-i ajungă o recompensă pe zi. Dacă vorbim de un bișonel, s-ar putea să fie suficient. Foarte bine de reținut modul după care ne ghidăm atunci când vine vorba de recompense, pentru a nu ne lăsa influențați. Și înainte de a merge mai departe, pentru că mai avem multe produse, snack-uri, recompense, hrană de bază din alimentație, am o întrebare pentru cei care ne urmăresc. Dragilor, sunt foarte curioasă să știu ce animal de companie este în această seară alături de voi sau parte din familia voastră. Așa cum am spus la început, ne-ar fi făcut mare plăcere să împărtășiți cu noi, dar acum vrem să vedem cum stăm și pe cifre, să vedem câți dintre voi dețineți o pisică, poate un câine, sau poate dețineți chiar o pisică și un câine, sau de ce nu, chiar mai mulți. Aceasta este prima întrebare din această seară. Variantele de răspuns sunt acolo în chat, așa că împărtășiți cu noi pentru că vrem să știm în ce... Eu pariez că a crescut ponderea de pisici în ultimii ani. De ce? Din interacțiunea din cu stăpânii de animale la... Da. Odată cu pandemia, numărul de pisici adoptate este mult mai mare față de ce era înainte. Și oamenii au început să... Pentru că în casă îți permis să-ți iei două pisici, e mai greu să iei doi câini. Dar două pisici poți să ții fără probleme. Și atunci necesită și un pic mai puțin timp de interacțiune, nu trebuie să scoți pisica afară toată ziua, bună ziua, pe ploaie, pe vânt. E un pic mai ușor cu pisica și probabil că din cauza asta mulți au ales să adopte o pisică.
Sau să-și cumpere o pisică. Haideți să vedem în sondaje, pentru că da, pe mine m-ar bucura să fie și stăpâni de căței, pentru că până la urmă ne mai scot din zona de confort și pe noi. Ne mai scot afară indiferent de vreme. Nu ne lasă să rămânem în seara noastră dacă sunt supărați sau triști. Dacă le avem și pe amândouă, este și mai bine. Dar până atunci mergem mai departe cu un alt produs pentru prietenii noștri blănoși, tot pentru căței. Sunt niște sticks-uri pentru câini cu pasăre și vită. Este din nou o gustare, de data aceasta pentru câinii adulți. Poate fi folosită ca hrană suplimentară sau ca răsfăț, fără adaugi de zahăr și coloranți. Evident, sunt bogate în carne de vită și pasăre și mai mult de atât în acizi grași și omega-3. Benzile acestea bicolore susțin și o piele frumoasă și o blană strălucitoare. Evident că, la fel cum și noi ne dorim ca părul nostru, tenul nostru să arate bine în orice sezon, da, sunt convinsă că acest lucru se aplică și la animalele de companie. Ne bucurăm să le vedem că arată bine. Cum putem, din recomandarea specialistului, să includem cel mai bine și mai potrivit acest produs? Ca supliment, ca hrană? Ca supliment. Ca supliment. Ca supliment. Hrana e hrană, recompensa e recompensă. Recompensa. Da, cum spuneam, supliment, recompensă. Aceste sticks-uri sunt bogate în omega-3. Ok. Și aș vrea să știu, pe lângă aceasta, și ce beneficii au asupra pielii, asupra blănii animalului. Noi putem vedea rezultatele, dar de fapt cum ajută în mod real utilizarea unui astfel de produs? Ca regulă generală, omega-3 în primul rând se găsește în pește și fructe de mare. Cam asta este zona în mod natural. Pentru că animalul nu o să mănânce pește toată ziua, ar trebui, sau fructe de mare, ar trebui inclus mai cumva, câinii. Mai ales câinii, da. Nici poate pisica nu se duce să... Poate la pisici am mai văzut noi în desene, trebuie să recunoaștem. Da, da. La căței, totuși, este ideal să fie hrana ajutată, să spun așa, cu acizi grași esențiali, omega-3, omega-6 și așa mai departe. Practic, ei hidratează pielea la bază. Asta e rolul lor. Ne ajută foarte mult. Ok, are foarte... Acizii grași ajută și sistemul imunitar, ajută... Au mai multe beneficii. Multe, are foarte multe beneficii. Dar în momentul în care vorbim despre blană și piele, este foarte important. Pentru că hidratează pielea. Nu ne dorim o piele uscată, pentru că de acolo pleacă o grămadă de probleme. Și în acest sezon, pentru că mă gândesc că vine frigul, vine iarna, gândindu-mă la câini, cum putem să le păstrăm sau ce alte acțiuni putem să facem pentru a le păstra blana strălucitoare, să aibă o calitate bună a pielii, pe lângă o alimentație pe care o suplimentăm, de exemplu, printr-un produs ca acesta? Păi, pe lângă alimentație, foarte important este locul unde stă animalul, dacă vorbim de un cățel de curte sau un cățel de apartament. Dacă vorbim de cățelul de curte, e bine să fie cât mai curat, să fie periat, să fie întreținut cât mai bine. Eventual și spălat o dată de două ori pe an, vara, nu în perioada asta. La cățelul de apartament, dacă venim cu el de afară și vrem să spălăm, să avem grijă să îl uscăm după aceea, să nu răcească, să nu folosim produse de uz uman, pentru că s-ar putea să-i facă rău, s-ar putea să-i usuce pielea. Deci șampon de câini, șervețele umede de câini, recompense de câini, mâncare de câini și putem veni cu suplimente care să ajute în cazul în care este nevoie. Există pastile, pipete, mâncare specifică care mai ajută, care să aibă un conținut ridicat de acizi grași, de zinc, de biotină și așa mai departe, diverse elemente care ajută pielea să fie într-o stare cât mai bună. Deci, practic, îmi dau seama că ar trebui și el să aibă un ritual zilnic de îngrijire, nutriție și chiar atenție. Și poate că nu chiar zilnic, dar din când în când, atunci când are nevoie de acest ritual, să fie specific nevoilor lui. Da, absolut da. Revenind la întrebarea din această seară, câte snack-uri sunt prea multe snack-uri? La un cățel mic, să spun așa, de talie mică, două pe zi, zic așa, că sunt deci suficiente. Cumva ca să ne facem o idee, la un cățel de talie mică n-ar trebui să depășească doza zilnică recomandată, mai mult de două snack-uri. Mai mult de două snack-uri. Deci să nu cam, exagerăm. Da. Ce peste exagerat.
ar trebui să ținem cont de toate aceste lucruri și cred că și cei care ne urmăresc ar trebui să fie foarte atenți la noi și să nu se lase ușor influențați. Haideți să vedem cum stăm în sondaje. Pentru că din cei care ne urmăresc în această seară, doar 35% sunt stăpâni de pisici. Nu am dezamăgit. Trebuie să vină tare din spate stăpânii de pisici. Să vin, nu este nicio problemă. Noi suntem aici atât pentru câini și pentru pisici. Sunt convinsă că mulți dintre voi poate le aveți pe ambele și știți cât de important este deja să aveți un animal de companie. Continuăm mai departe cu un produs special, tot pentru căței. Este vorba despre hrană umedă pentru câini. Iar eu când am citit toate lucrurile pe care le are în compoziție, m-am gândit, Doamne, sună delicios. Evident, n-am gustat-o, pentru că are pui, dovlecel, cartof dulce și ulei de semințe de in. O combinație care oferă o hrană completă pentru câinii adulți, fără adăuze zahăr, coloranți, conservanți și cereale și este perfectă pentru câini pentru fiecare zi. Aș vrea să știu care sunt beneficiile sau ce diferențiază hrana umedă pentru câini de hrana uscată. Cum ne raportăm la acest timp de hrană? Păi, în principiu, hrana umedă de câini este mult mai delicioasă. Asta e primul avantaj de care animalul ține cel mai mult cont. Textura sau gustul? Gustul. Gustul în mod special. În al doilea rând, ajută animalul să se hidrateze mai bine. Dacă avem un cățel care nu bea destulă apă, cu o hrană umedă îl ajutăm să se hidrateze mai bine, mai ales în perioada verii, dar nu numai. În al treilea rând, putem să-l folosim dacă animalul nostru este răsfățat și nu vrea să mănânce doar mâncare uscată, putem să combinăm cu un pic de mâncare umedă. Dacă trebuie să-i dăm un medicament, o pastiluță, ceva. De multe ori putem să-l păcălim cu un pic de conservă. Sau mergem direct la medicul veterinar și lucrurile se întâmplă mult mai ușor acolo în cabinet. Eu trebuie să recunosc. Nu știu ce faceți, faceți magie, animalul acceptă toate pastilele și medicamentele. N-are de ales, din păcate, dar sperăm să nu fie cazul de așa ceva. Dar dacă este cazul, uneori noi chiar recomandăm amestecarea pastilelor, medicamentelor, dacă vorbim de o medicație pe termen mai lung, împreună cu mâncarea umedă. Pentru că va fi mult mai bine acceptat și practic va uita că e un medicament acolo, pentru că e mâncarea mult mai... E focusat mai... pe gustul. Exact, pe gustul delicios. În al patrulea rând, cred că am ajuns la rândul al patrulea rând, ne ajută foarte mult cartoful. Da, cartoful dulce. Cartoful dulce, exact. Are un indice glicemic scăzut, ceea ce este foarte important. Este o sursă bogată de fibre, iar este foarte important. Amidonul din cartoful dulce are o rată absorbției de foarte rapidă, undeva la 80% este o absorbție rapidă, spre deosebire de cartoful normal, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Plus beta-caroten, plus multe alte microelemente care ne ajută cățelul. Dovleacul este foarte bun, antioxidant, sistem imunitar bun, cățel sănătos. Care are nevoie, chiar și în sezonul rece. Cu atât mai mult în sezonul rece, rece, cu atât mai mult în sezonul mai rece. Da, da, cu atât mai mult. Mai ales dacă vorbim de un cățel de curte, care stă toată ziua pe afară, e bine să fie hrănit corespunzător și să aibă parte de toate elementele nutritive necesare, specifice pentru vârstă, activitate, greutate și așa mai departe. Care este cantitatea de hrană umedă pe care trebuie să oferim unui câine? Combinăm cu hrană uscată? Din nou, cum ne raportăm? Putem să combinăm și cu mâncare uscată. Eu personal recomand oamenilor să aibă o masă pe zi de hrană uscată, cel puțin, pentru a nu deveni răsfățat. Pentru că dacă îi vei da de ales între hrană umedă și hrană uscată, sunt șanse foarte mari ca animalul să vrea sau să accepte doar hrana umedă. Unii dintre noi știm, am fost pe acolo. Da, din păcate. Ne redresăm, învățăm. Ideal este să aibă cel puțin o masă de boabe, să spun așa, pe zi, pentru că nu avem tot timpul disponibilitate să fim acolo. Să oferim hrană umedă instant atunci, exact. Să nu o lăsăm, nu știu. Vara trebuie să avem grijă să fie mâncată cât mai repede, să nu fie în soare. Atunci când o oferim.
Exact, iarna la fel să nu înghețe. De obicei nu se întâmplă așa ceva, adică n-ajungem în punctul ăsta, se consumă instant, exact. Dar este foarte important să avem un pic de grijă din punctul acesta de vedere, dar din punctul animalului, al câinelui de vedere, nu cred că o să fie probleme. O să accepte. Eu o să fie bucuros. Și m-a întrebat referitor la cantitate. Da. Pe fiecare conservă, în parte, fiecare producător scrie care este cantitatea necesară în funcție de statusul fiziologic, în funcție de greutate. Dacă vorbim de un pui de câine, dacă vorbim de un câine adult sau de un câine bătrân, senior. Da. La fel ca și la pisică sau ca la recompense, cum vorbeam mai devreme, ca regulă generală, dacă vorbim de un bișon, putem să împărțim o conservă în două și să-i dăm o jumătate dimineață, o jumătate seara, fără niciun fel de problemă. Dacă vorbim de câini mai mari, vom avea nevoie de mai multe conserve. Și acum mă gândeam la diferența dintre câinii care petrec timpul în apartament și câinii care petrec timpul în curte. Evident că adaptăm alimentația și modul și hrana pe care le oferim în funcție de activitate. Sunt lucruri de care ar trebui să ținem cont, în special pentru câinii care se află în curte, la casă, mai ales în sezonul care urmează, și câinii de apartament, poate unii își consumă prea mult energie sau, nu știu, se bagă în tot felul de activități, ceilalți poate dau un sedentarism, sau ce riscuri există? Cum ar trebui să ne gândim, să ne raportăm puțin la ei, la, într-un mod sănătos? La căței de apartament, principala problemă este sedentarismul și obezitatea, din păcate. Nu facem destulă mișcare. Și la pisici e aceeași problemă, dar o să vorbim mai târziu când vorbim despre pisici. La un cățel de curte, spre deosebire de cățelul de apartament care nu-și consumă atât de multă energie pentru termoreglare, vine sezonul rece, da? Cățelul de curte stă în curte, stă afară. Dacă el stă afară, atunci va avea nevoie de mai multă energie ca să-și facă termoreglarea. Și atunci este foarte important să primească poate un pic mai multă mâncare decât un câine de apartament, care nu se chinuie să facă așa ceva. Este un mediu mai confortabil. E mai confortabil. Pufii de obicei stă în moțul patului și are tot confortul asigurat. Da, pe păturică, pe pernuță, și e foarte fericit. Cam astea sunt problemele din punct de vedere al lipsei de mișcare, să spun așa. Prea multă mișcare e puțin probabil. Puțin probabil. Greu să ajungem în punctul în care să fie prea multă mișcare pentru un cățel. Dar fiecare are un stil de viață diferit și, până la urmă, cred că este bucurie și în cei care se regăsesc în confort. Și acum mă refer la căței de apartament, absolut, dar și la cei care explorează așa curtea, zona, tot felul de toate anotimpurile și vremea diversă. Și apare tot timpul un stimul psihic pentru el, exact. Trece un vecin, trece un câine care miroase și el într-un fel și vrea să interacționeze, și e ideal pentru un câine să stea la curte. Nu tot timpul se poate, mai stau și la apartament destul de mulți, de-aia îi scoatem destul de des afară, asta e foarte important, să-i scoatem des afară și să avem grijă de ei corespunzător. Exact. Acestea fiind spuse, mai am o întrebare pentru cei care ne urmăresc, pentru că, dragilor, vreau să știu care este modalitatea voastră preferată de răsfăț pentru animalele de companie, indiferent că aveți câine sau pisică sau că aveți mai multe dintre acestea. Dacă le oferiți snack-uri sau recompense, sau dacă jucării și distracție, sau poate chiar timpul de calitate petrecut împreună. Poate că le oferiți mai multe din toate acestea, dar vreau să știu care este modalitatea voastră preferată, pentru că în curând mergem la ultimul produs din această seară pentru căței. Este vorba despre hrana uscată cu orez, legume și vită pentru câini. Colegii mei mă ajută pentru că ambalajul este destul de mare și ne dorim foarte tare să vi-o prezentăm și vouă, să vedeți cum vine ambalată și, mai mult de atât, care sunt specificațiile de care trebuie să țineți cont în cazul acestui produs. Este o hrană uscată pentru câinii adulți și o să vă arăt cum se găsește în ambalaj. Conține care de vită, legume și orez, mai mult de atât și cupru și zinc și biotină pentru o piele și o blană frumoasă, dar și calciu și fosfor, care știți că sunt importante pentru sănătatea osoasă și pentru un set de dinți ferm. Mai mult de atât,
Nu are zahăr, coloranți, conservanți sau potențiatori de aromă. Ne-a împărtășit și domnul doctor că nu este nevoie de așa ceva în hrana pentru animalele noastre. Este strict contraindicată. Nu spuneam mai devreme că nu-i văd necesitatea unui colorant atâta timp cât animalul nu o să aleargă în funcție de culoare. De culoare, exact. Și de gust. Exact. Dacă gustul este bun, animalul va alege, va decide. Și pentru că aici avem un model de hrană uscată pentru câinii adulți, care ne și permite să le arătăm și să le demonstrăm oamenilor mult mai clar, aș vrea să știu încă o dată cum alegem exact cantitatea de hrană pe care o oferim unui câine, o doză recomandată pentru o zi. Ok, spuneam și mai devreme, o să întoarcem să arătăm la cameră. Da. Ok? Așa, aici avem un tabel. Aici avem un tabel. Și în funcție de greutate, o să văd și eu, aici așa, în funcție de greutate, ne spune producătorul care este cantitatea recomandată de mâncare pe zi. Da? Pe orice sac de mâncare ar trebui să găsim acest ghid. Informativ. Da, acest ghid informativ pentru a ști exact care este cantitatea recomandată de mâncare uscată sau dacă... Combinăm cu hrana umedă, să știm să mai diminuăm un pic cantitatea de mâncare uscată, să nu superalimentăm cățelul, deci pentru că nu se mai termină energia. Deci să există un echilibru. Da. Nu se mai termină energia și cine știe cum îi crește chiar lui greutatea. Da, din păcate. Putem să oferim câinilor hrană procesată sau crudă? Ce nu ar trebui dincolo de ciocolată și... poate alte lucruri care se mai găsesc prin bucătăria noastră, struguri, să nu le oferim niciodată câinilor. Noi putem să facem ce vrem noi, pentru că suntem niște oameni liberi. Deci putem să le dăm dacă vrem. Este indicat? Din punctul meu de vedere, nu. Este acum o modă cu mâncare raw food, să-i dai mâncare carne crudă câinelui, dar recomandarea este să nu facem așa ceva, pentru că carnea crudă poate veni la pachet cu paraziți, poate veni la pachet cu bacterii, chiar dacă a trecut printr-o fabrică. Pentru că mulți au impresia că mergem la magazin și cumpărăm, nu poate avea bacterii. Ba da, poate avea bacterii. Și dacă o procesăm, dacă o prăjim, o facem la grătar, la cuptor, atunci da, eliminăm multe din riscuri, dar dacă dăm carne crudă, s-ar putea să avem probleme. Deci din păcate și cu fructele, cu legumele, în ultima perioadă sunt o grămadă de substanțe care grăbesc creșterea și coloranți de multe ori găsim, pesticide. Deci noi putem să le oferim, dar indicat ar fi să nu o facem dacă într-adevăr ne pasă de sănătatea și de bunăstarea animalului. Sau să le facem la recomandarea medicului veterinar, scuză-mă că te întrerup, să le facem la recomandarea medicului veterinar și în cantitățile recomandate de către medicul veterinar. Nu o să fie o problemă dacă îi dai un ardei gras sau o felie de măr cățelului tău, dar cum spuneam și mai devreme, să nu exagerăm. Și mâncarea de bază să fie mâncarea lui de căței. Din nou, în cantități, într-un echilibru sănătos pentru talia pe care o are, pentru activitățile lui, pentru stilul de viață, pentru că trebuie să vorbim despre un stil de viață, chiar și în cazul câinilor și a sănătos. Pisicilor. Această hrană uscată, știm că are și calciu și fosfor, lucru care ne este mult mai clar din ceea ce privește beneficiile pe care le oferă, dar cum influențează ingredientele precum cuprul și zincul, ingrediente pe care această hrană uscată le conține, sănătatea pielii animalului și a blănii, a bunăstării lui? Și biotina. Să și nu biotina. Uităm de biotina, că și cuprul, zincul și biotina sunt un trio. Un trio, să spun așa, care ne ajută foarte, foarte mult, ajută blana și pielea animalului, de la pigmentare, de care se ocupă cuprul, pigmentarea firului de păr și a pielii, până la transportul fierului în organism, până la metabolizarea acizilor grași, metabolizarea beta-carotenului și a vitaminei A și așa mai departe, ne ajută foarte, foarte mult în procesul acesta de
să-i spunem așa, de metabolizare a elementelor necesare. Pentru ca un câine să fie într-adevăr sănătos, să ne dea acele semnale pe care le putem remarca cu ușurință că atât fizic, estetic, ceea ce vedem la exterior, dar și prin energia pe care o are, prin răspunsurile pe care ni le dă și modul în care interacționează cu noi, el își ia suficienți nutrienți din alimentație. Este adevărat? Da, este cel mai adevărat. Și trebuie să ne asigurăm că are parte de toți nutrienții, de toți nutrienții, de toate elementele necesare, pentru că dacă îi facem noi, dacă îi gătim noi în casă ceva de mâncare, ok, nu o să pățească nimic dacă îi gătești astăzi, dar dacă îi gătești un an de zile, s-ar putea ca la un moment dat să aibă niște lipsuri, pentru că tu nu poți să-i pui tot ce are nevoie animalul. Toți acești nutrienți pe care... Sau poți să-i pui, dar trebuie să știi. Și e greu să ajungi la formula ideală pentru nevoile animalului tău în funcție de rasă, vârstă, sex, greutate și așa sau mai departe. Nevoi. Da. Și atunci, de obicei, mâncările industriale, cum sunt numite, conțin toate elementele necesare pentru animalul. Un lucru foarte bun de știut, mai ales pentru cei care cumva ne lăsăm de foarte multe ori atunci când luăm masa împreună cu familia și membrul blănos al familiei dorește și el să guste de la noi din farfurie și ar face tot posibilul să stea la masă cu noi. Vreau să mergem mai departe, pentru că am terminat cu produsele pentru câini, dar așa cum spuneam, printre noi se află și urmăritori care au acasă o pisică sau mai multe și vreau să le ducem aproape și câteva produse pentru ei. Ar fi cinstit, nu-i așa? Corect. Și vreau să împărtășesc faptul că 44% din cei care ne urmăresc își răsfață animalele prin timpul pe care îl petrec împreună. Ceea ce este foarte important, nu numai recompensa fizică, cât și recompensa psihică pentru animal este foarte, foarte importantă. Trebuie să avem mare grijă și de componenta psihică a pisicii, dacă vorbim acum despre pisici, pentru că stau toată ziua de cele mai multe ori singure în casă, mai ales dacă vorbim despre pisicile de apartament, și se plictisesc. Așa că timpul petrecut împreună e un beneficiu reciproc. Este cel mai important, da. Iar aici am un produs pentru juniori. Și cred că juniorii vor și mai multă atenție decât orice altă pisicuță. Este un pliculeț cu hrană umedă cu pui în sos. Este o hrană completă pentru pisici de până la un an, pentru o structură osoasă puternică și o creștere ideală. Nici aceasta nu are adaus de zahăr și cereale. Care ar fi câteva sfaturi esențiale de îngrijire a pisicilor, mai ales în etapa aceasta, că sunt încă micuțe? Trebuie să mergem cu ele la medicul veterinar de primul lucru. Când adoptăm pisica, când o găsim pe stradă, că de cele mai multe ori vorbim de pisici de pe stradă, pe care ne hotărâm să le adoptăm, trebuie să mergem la medicul veterinar și acolo ne va spune care este cea mai bună variantă de hrană în funcție de vârstă. De cele mai multe ori, la o pisică mică, până în jurul vârstei de 7 luni, mâncarea umedă este o parte destul de importantă. Și de ce ar trebui să le dăm, de exemplu, hrană special formulată pisicilor juniori și nu un alt tip de hrană? Pentru că au un conținut mai mare de proteină, în primul rând. Și au și taurină, pe care taurina nu poate să o asimileze în mod natural pisica. Și atunci o asimilează din mâncare. În al doilea rând, pisicile, când sunt mici, schimbă dinții. Sau încă nu i-au dat dinții și nu o să poată să mănânce mâncare uscată. O să trebuiască să mănânce mâncare umedă. Sau în perioada în care schimbă dinții apar niște dureri destul de măricele și s-ar putea să evite să mănânce. Și s-ar putea să asocieze durerea cu mâncarea și nu ne dorim chestia asta. Și atunci sunt câteva perioade în viața pisicii în care un pliculeț sau o conservă sunt binevenite. Revin la ce spuneam mai devreme, excesul ne omoară. În cazul de față, pe noi, psihic o să ne omoare, dacă va mânca doar pliculețe, va deveni răsfățată. Dar avem și variante de hrană uscată. Pe care o vom prezenta în curând. Pe care o vom prezenta în curând. Dar până atunci aș vrea să știu de ce nu le mai dăm pisicilor lapte. Sau când nu ar mai trebui să le dăm lapte, pentru că sunt convinsă că cu toți am văzut așa. De când toți am văzut crescut la Tom și Jerry că pisicile beau lapte și mănâncă pește. Pisica de curte din spatele blocului mai prinde un pește dacă l-aruncă cineva pe geam.
Oricum, după o anumită vârstă, când animalul devine matur sau aproape de maturitate, nu mai poate asimila laptele. Deci este chiar indicat să nu îi mai dăm lapte pisicii. Da? Chiar dacă ea cere sau îi place dacă îi dăm, s-ar putea să apară ceva probleme gastrointestinale. Să apară niște dezechilibre și nu ne dorim acest lucru. Mai ales dacă vorbim de o pisică mică pe care o poți da peste cap, să spun așa, foarte ușor. Da. Și atunci, până la ce vârstă ar fi recomandat, ca să păstrăm acest echilibru, să le oferim exclusiv doar hrană umedă de acest tip, încât să nu devină dependente de ea și totuși să introducem treptat și într-un mod sănătos, acceptat și de către ele, hrana uscată? Până la vârsta de 2-3 luni de zile, până încep să apară dinții și să poată să până învață și ele să ronțe bobița, este ideal să le dăm mâncare umedă. În momentul în care schimbă dinții, în jurul vârstei între 5 și 7 luni, se schimbă dantura, trebuie urmărit care este momentul, pentru că diferă de la pisică la pisică, unele încep la 4 luni, unele încep la 5 luni. Mai devreme, mai târziu. Mai târziu, da, ca și la oameni. În acea perioadă e ideal să mergem cu ceva mai multă hrană umedă, mai ales dacă vedem că pisica ezită să mănânce boabe. Și ulterior trecem ușor, ușor la hrană uscată sau combinație, hrană umedă cu hrană uscată. Ca să păstrăm acest echilibru sănătos, da, și nutritiv din toate punctele de vedere. Și hrana kitten, cu hrana kitten putem să mergem până în jurul vârstei de un an de zile, când pisica devine adultă. Și atunci trecem la mâncare pentru pisici adulte. Și chiar avem în această seară și vreau să mergem mai departe cu hrana pentru pisici adulte și nu oricum, cu somon în compoziție. Este o hrană completă pentru pisici adulte care nu doar atât, le asigură și o piele și o blană frumoasă și, mai ales în această perioadă fiind esențial, le și întărește sistemul imunitar. Are taurină pentru a susține vitalitatea inimii și nu are adauze cereale sau de zahăr. Deci, după 2-3 luni, dacă am înțeles bine, putem introduce cu siguranță hrana adultă. Nu. După 2-3 luni putem să introducem bobițele. Bobițele. De pisică mică. Junior. De junior sau da, kitten. Iar hrana exclusiv adultă, aici după vârsta de un an. De când este considerat un pisic adult? După vârsta de un an. Gata. Și a celebrat majoratul. Da. A devenit bărbățel sau domnișoară. Și putem să mâncăm hrană de pisici adulte. Perfect. Câtă hrană uscată ar trebui să primească un pisic adult pe zi? Care este doza recomandată? Din nou, depinde de talie, de activități, de producător, care ne spune în funcție de ce conține, cât anume să mănânce. Ca regulă generală, la o pisică e mai simplu de apreciat, da, vorbim cam de aproximativ 50 de grame de mâncare pe zi, de bobițe. Acum pot fi 55, pot fi 60, depinde dacă vorbim de un pisic de talie mai mare care se duce la 6-7 kg, e ok. Dacă vorbim de o pisică de 2-3 kg, pentru că există și pisici mai mici, pisici pitice, poate trebuie să mai scădem un pic. În momentul în care pisica este mică, va mânca foarte mult, pentru că este în creștere. Deci da, nu trebuie să ne sperie nu, acest lucru. Nu. Cât timp este în creștere, până la un an jumate, va mânca mai mult decât ne-am așteptat noi. Dar așa, ca regulă generală, în jur de 50-60 de grame de mâncare uscată pe zi ar fi suficient. Dar asta dacă pe o combinăm cu hrana umedă sau... Nu, dată ca atare. Dată ca atare. Da. Care este beneficiul somonului din compoziția unei astfel de hrane pentru pisici? Cum le ajută pielea, părul în acest caz? Dacă ți-am discutat, vreau să știu și la pisici. Cum se întâmplă și la pisici. Păi, cum spuneam și mai devreme, acizii grași esențiali, omega-3, omega-6, se găsesc în mod special în pește și în fructe de mare. Deci, dacă avem o dietă bazată pe pește, va ajuta destul de mult. Și până la urmă, nu toate pisicile prind pește sau găsesc la colțul blocului. Totuși, am rămas în... Acelea sunt doar în Tom și Jerry. Da, într-adevăr, recomandarea mea personală este să se meargă pe alimente standard, cum este pui, pește, vită, curcan,
să nu ne ducem cu căprioară, sălbatică, urs, bizon și așa mai departe, că nu o să alerge nimeni bizonul să ne facă mâncare de pisici. Putem să rămânem cu alimentația, să spun așa, cel mai des întâlnită, noi spunem standard, dar nu e un standard, la pui, pește, vită și în funcție de preferința pisicii, pentru că nu decidem noi. Noi avem impresia că decidem, dar ele sunt foarte selective și ne vor spune exact ceea ce își doresc, chiar și atunci când noi ne dăm seama că nu e foarte sănătos pentru ele, poate atunci când își doresc prea multe snack-uri într-o zi. La pisice e mai ușor de gestionat o pisică. Nu am văzut până acum pisici care să exagereze cu snack-urile, cum sunt căței, dar și la ele e bine din când în când să le recompensăm, să știe și ele că au făcut un lucru bun și că au... Au nevoie de apreciere. Tot timpul. Sunt niște prințese pisicile. Oh. Spune asta un medic de familie pentru animale și un deținător, un stăpân al... 5 pisici. Care are 5 pisici acasă, nu mai mult, mai puțin. Deocamdată mai vorbim peste un an, doi. Și pentru că să fie tot 5, să nu fie mai multe. Și pentru că vorbeam de recompense și de răsfăți, vreau să mergem mai departe cu un accesoriu. De fapt, sunt două pernuțe cu iarba pisicii. Este o jucărie colorată și atractivă, aș putea spune eu. Dacă nu găsesc pești în spatele blocului, dacă nu îi vânează, este un pachet aducem, aducem noi peștele în casa lor. Un pește care nu trebuie consumat, ci folosit ca atare, pentru că își doresc distracție, energizare și cred că au nevoie de asta. Neapărat. Este adevărat că pisicile torc doar atunci când sunt fericite? Nu. Este un mit. Este un mit. Este un mit. Pisicile torc și când sunt foarte stresate. Asta nu a fost o pisică. Puteți spune că a fost o pisică sălbatică, dar de stradă. Da. Acum începem noi să torcem de stres. Da. Pisicile torc de stres. Mai rar, într-adevăr, dar se poate întâmpla. De cele mai multe ori, ele torc atunci când sunt calme, liniștite, fericite și se simt în siguranță. Peștișorul cu iarba pisicii, în primul rând să știm ce este iarba pisicii. Iarba chiar pisicii... asta urma să vă întreb. Ce înseamnă iarba pisicii și la ce se folosește și la ce ne ajută? De ce au nevoile pisicile de această iarbă? Nu pot spun că au nevoie neapărat, dar le ajută, le face viața mai frumoasă. Iarba, în primul rând, la iarba pisicii, cam 60-70% din pisici reacționează, 30-40% din pisici nu reacționează deloc, deci nu vă speriați dacă nu reacționează pisica. Ce înseamnă reacționează? Cum ne putem da seama că... În momentul în care simt iarba pisicii, acest catnip, că despre asta vorbim, pisica devine, intră într-o stare de euforie, așa, se dilată pupilele, s-ar putea să-i mai curgă o băluță, se freacă de jucărie, îi place foarte, foarte, foarte mult. Este ca și cum am intoxicat pisica, dar controlat, nu în sensul rău al cuvântului. O relaxăm. O relaxăm, da, o relaxăm. Este ca un drog controlat și uneori binevenit pentru ea, pentru că o face să fie mai puțin stresată dacă avem o pisică stresată și să intre într-o zonă de confort. Și vreau să vedem lucrul ăsta la final, pentru că eu chiar vreau să îl testăm și vreau să-i anunț și pe cei care ne urmăresc, dragilor, să stați alături de noi, pentru că avem un invitat special, așa că nu, să nu ratați, pentru că mai sunt două produse, dar stați cu ochii pe noi, pentru că ce urmează, sigur vă va aduce zâmbetul pe buze. Revenind la acest accesoriu, cum alegem jucăriile potrivite pentru pisici? Cum ne dăm seama? În funcție de activitățile lor, de mediul în care trăiesc? Ne spun ele din start ceea ce le place? În funcție de ce vrea pisica. Revenim, noi putem niște să alegem ce vrem noi, cum spuneam, suntem niște oameni liberi, dar nu prea contează ce alegem noi, ci ce aleg ele. Recomandarea este să evite jucăriile cu ațe, cu șnuri care pot fi înghițite, cu mici biluțe, ce poate înghiți pisica. Da? Asta se evite. Dacă avem... Poate se poate rupe ușor. Exact, să nu fie ceva ce se dezintegrează foarte ușor și să nu creeze probleme. Altfel,
Este foarte, foarte important să-i dăm pisicii ce o atrage, să-i aducem o jucărie care o atrage, care o face să facă mișcare mai mult decât face de obicei, pentru că știm cu toții că pisicile iubesc să doarmă și dorm. Și chiar v-am să vă întreb, de ce au nevoie pisicile până la urmă de stimulare zilnică, de activitate fizică? Că dorm foarte mult. Dar dacă le place să doarmă? Păi le place, dar dacă dorm 18 ore pe zi și încă 3-4 ore își fac băiță, se spală, mănâncă și cam atât. Dacă vorbim asta e viața? Da. Asta e viața de pisică, am putea spune. Dacă vorbim de o pisică de curte, pisica de curte mai iese, mai vânează, mai vede un fluturaș, un porumbel, o vrăbiuță, se duce să vâneze, se duce să miroasă, să vadă el ce se întâmplă, se urcă pe casă, pe gard, pe copac. În schimb, o pisică de apartament face mult mai puțină mișcare și are o tendință mai mare de obezitate. Și atunci, dacă băgăm în viața pisicii cât mai multe jucării, ideal este să le schimbăm constant. Ne jucăm o săptămână cu o jucărie, o luăm, o ascundem și ulterior, peste altă săptămână, venim cu jucăria iar. O ținem tot timpul interesată. Dacă îi aruncăm jucăria și o lăsăm acolo, s-ar putea să dispară destul acel de repede interesul, exact. Deci trebuie să le păstrăm active, să duc o viață de pisică, dar o viață bună și cât mai bună. Echilibrată. Da. Și pentru că suntem preocupați de viața pe care o duc pisicile, vreau să mergem mai departe la un așternut igienic și o să am din nou nevoie de ajutorul colegilor mei pentru a-l prezenta, pentru că este un așternut special, este din paie, special formulat din grâu și secară naturală și o să vreau să vă arăt și cum arată efectiv conținutul, pentru că este un produs pur natural și mai mult de atât complet biodegradabil. Vă spuneam că are o structură specială pentru că permite o fixare enormă a umidității și mirosului și absorpția foarte ridicată, evident că face să fie un produs economic. Și acum sunt curioasă, întorcându-ne la discuția noastră despre pisicii junior, cum încurajăm o pisică, mai ales în acea etapă, să facă la litieră? Din punctul meu de vedere nu e nimic special. Pur și simplu luăm pisica la început și o punem în litieră și 99,99% din pisici știu instinctiv. Din prima instinctiv ce să fac acolo, ce, care e rolul litierii. Mai ales dacă punem nisip sau ceva în care să sape, pe el atrage chestia asta și vor simți nevoia să își facă nevoile acolo. Deci vine cumva natural și da. Firesc, noi trebuie să le creăm mediul, contextul, tot confortul și ele vor face ceea ce este necesar. Ce semne ne indică, așa cum spuneați, că o pisică se simte confortabil în așternutul ei? Face nevoile în litieră. Dacă, deci nu găsim urme așa prin toată casa. Dacă pisica nu este mulțumită de așternutul pe care l-am pus la dispoziție, exact, va face foarte bine cunoscută această problemă și își va face nevoile prin casă ca să se răzbune sau ca să ne arate că o deranjează ceva. Deci trebuie să avem grijă ca litiera să fie tot timpul curată, să ștergem, să strângem după ea eventual dacă putem de fiecare dată sau cât mai des cu putință și să fie un așternut pe placulii. Și chiar voiam să vă întreb și eram curioasă, care sunt avantajele așternutului de paie față de alte tipuri de așternuturi? Păi, cred că, în primul rând, avantajul ecologic. Nu mai aducem nisipul siliconat sau alte tipuri de așternut. S-ar putea să nu mai găsim prin toată casa, cum se Peleute. Întâmplă cu... Da, nu se mai lipește de lăbuțe. Vedem urmele. Și aduce nisip în pat, în toată casa, vrând, nevrând, n-ai ce să faci. Adică nu scap. Dacă ai nisip, nu scap de chestia asta. Dacă mergem pe varianta de peleți, ar putea să fie mai ok pentru noi, în primul rând. Dacă pisica acceptă. Deci prima oară trebuie să testăm ceea ce acceptă pisica, da. Introducem și noi, da. Nu invers, nu ne opunem dorințelor. Nu. Și nu este un standard, adică nu există, ăsta este cel mai bun tip de nisip, nu, sau de așternut. Fiecare proprietar încearcă și în funcție de ce vrea sau ce acceptă pisica. Atunci care sunt
Acum mă gândesc așa, aspectele esențiale de îngrijire a pisicilor și mă refer la pisicile care stau la apartament. Dacă câinii au nevoie poate de plimbare, de mai multă atenție, ce se întâmplă în cazul pisicilor neavând acces la aer liber atât de mult? Pentru că pe câinii mai plimbăm. Cât de des plimbăm? O pisică sau cinci? Eu personal nu le scot din casă, le las la geam, iau aer, avem plase speciale de pisici. Trebuie să stea și ele pe geam, să se uite, să mai vadă o vrăbiuță, un fluturaș sau ceva se care să le stimuleze. Exact, dar nu le las afară, pentru că afară pot apărea diversi factori care le pun viața în pericol. Cum ar fi? Bacterii, ciuperci, paraziți, oameni, în unele cazuri, din păcate, mașini, câini și așa mai departe. Da? Deci boli infecțioase, boli parazitare sunt predispuse la, adică cresc foarte mult riscurile. Dacă ai o pisică de curte, îți asumi, ea este de mică pisică de curte. Dacă e o pisică de apartament, va fi o pisică de apartament. Nu încercăm să le convertim. E destul de greu. Pisica, spre deosebire de cățel, își face un mediu mult mai plăcut, mult mai mediul ei și nu vrea din să iasă. Din propriul ei element. Da, e în bula ei și nu vrea să iasă din bula ei. Da? În momentul în care o scoți din zona ei de confort, se stresează. Nu vrem chestia asta. Deci nu ne dorim o prințesă stresată. O prințesă stresată nu ne dorim, pentru că vom afla dacă este stresată, pentru că nu-și va mai face nevoile în așternutul pe care noi îl punem la dispoziție. Ne va da toate semnele. Da, din păcate. Ideal este să avem grijă să nu fie stresată, să nu își iasă din zona de confort și să aibă cât mai puține elemente care să-i pună viața în pericol. Deci să avem grijă să fim totuși atenți, să păstrăm un echilibru și o diferență între mediul și contextul în care... Și vizita la medicul veterinar, chiar dacă este o pisică de apartament, pentru că am fost întrebat de multe ori... De ce trebuie să venim, de ce trebuie să o deparazităm dacă ea stă în apartament? Da, dar noi ieșim afară. Da, noi. Și putem aduce pe încălțări. Da, din păcate. Mi se spune în cască, dacă aș avea, că a intrat în scenă invitatul special, dar mai mult de atât că și noi ne pregătim să încheiem. Ne-ați oferit foarte multe sfaturi utile în această seară, atât pentru pisici cât și pentru căței. Și vreau să le reamintesc, înainte de a introduce invitatul special, că în această seară, dragilor, în aplicația DM-ul meu aveți 4 cupoane exclusive de 50% reducere, pe care nu uitați să le folosiți. Cât timp eu îl introduc în scenă, pe acest invitat special care este alături de noi și sper că cei care ne urmăresc îl pot vedea, este puțin străin cu locul. Noi ne-am obișnuit și la început. Aș vrea să știu care sunt beneficiile pe care le aduce un animal de companie. Un animal de companie ne va face viața mai frumoasă. Pe mulți, să spun așa, îi tratează psihic, din punct de vedere psihic. Sunt persoane care cu ajutorul animalului au fost ajutate să treacă peste depresii. Copiii cu autism au fost ajutați de animale. Deci sunt numai beneficii. Numai și numai beneficii. Da. Și chiar dacă n-ai nicio problemă, nici nu trebuie să ai o problemă, pisica te va ajuta sau cățelul te va ajuta să fii mai liniștit, mai fericit. Și aparent invitatul nostru special în această seară este foarte confortabil cu hrana uscată pentru pisici cu somon. Să-i mai dăm, deci, mai dăm. Deci, până la urmă, să-i mai dăm că este hrană și animalul este ne va hrană. Spune întotdeauna ceea ce își dorește și ceea ce îi place. Lucru pe care l-am demonstrat chiar și acum în direct. Chiar să vedem dacă își dorește să... Adică trebuie să stai cu fața la cameră. Haideți să salutăm și pe urmăritorii noștri, pentru că ne apropiem de încheiere. Și ar fi drăguț să le oferi și tu un sfat sau măcar un salut. Dragilor, vrem să vă sfatul mulțumim. Sfatul este văzut. Sfatul este văzut, mâncarea este testată, sfaturile au fost aplicate și aprobate de specialiști, dar și de cei care sunt consumatori, până la urmă consumatorii zilnici. În seara asta el este specialistul. Domnule doctor, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ne-ați oferit atât de multe sfaturi importante și că acestea s-au putut aplica chiar și în realitate. Cu drag.
Mulțumim și pentru sfaturile pe care le oferiți în online și sunt convinsă că sunt apreciate de foarte mulți urmăritori. De asemenea, dragilor, vreau să vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi în această seară. Nu uitați de cupoanele exclusive, nu uitați de cele 5 seturi cadou pe care vi le oferim și nu uitați să verificați și adresele de e-mail, să vedeți dacă au ajuns la voi acele cadouri, pentru că, după cum puteți vedea, produsele sunt foarte apreciate de cei mai mici sau mai mari prieteni plănoși din familia noastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi încă o dată. Ne vedem săptămâna viitoare, tot de la ora 20 și până atunci vă îmbrățișez cu drag și vă dorim o seară frumoasă. Pe curând!